Sunteți de acord cu opinia domnului Codrin Ștefănescu că dacă domnul Tudorel Toader nu cere revocarea doamnei Chioveși, ar trebui să-și pună mandatul pe masă? Domnul Codrin Ștefănescu vorbește cam mult față de poziția pe care are în parlament. Poate sancționat cam mult și cam rău. Au avut derapaje. Ar putea fi sancționat? Ar putea fi sancționat astăzi? Doamne ferește, nu.